niște torțe vii. Trupurile noastre le pune pe altar, Doamne. La gora și la rabasă de glai, nu sit fomoe de cele. Ti libri cose de te lai, nu se prea din lăcele. Vrem, Doamne, ca mantia Ta, Te rugăm, mantia Ta să umple locul acesta. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Și ne smerim în dimineața asta. Depindem de Tine totului toți, 100%, nu ne descurcăm fără Tine. Și alegem și în dimineața să spunem, Doamne, vorbește așa cum a cântat, că la cuvântul Tău, Doamne, toate stau în ființă. Prin cuvântul Tău, Doamne, toate prin viață. Prin cuvântul Tău este restaurare și vindecare, împrospătare și ridicare, putere și glorie, credință și iubire. Doamne, îți mulțumim în dimineața asta că puterea Ta va rupe orice lanț al celui rău, orice zid, să se sfărâme, Doamne, tot ce nu-i dumnezeiesc, să se usuce tot ce-i de la cel rău. Și de la Tine vine înălțarea și vine cuvântare, de ce le smerim sub mâna Ta puternică. Glorie Ție! Aleluia! Aș vrea să citesc un cuvânt înainte să vă rog să ocupați locurile. E din Marcu, capitolul 1, versetul 21. Mă simt așa onorat să stau în fața atâtor oameni puternici al lui Dumnezeu și mă uit aici, sunteți ca o armată și când o armată se ridică, puterea celui rău cade. Nu numai că, eu zic așa, și unul dacă se ridică, puterea celui rău cade. Da, o armată. Gândiți-vă ce va fi astăzi în spiritual. Marcu 1:21. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Și mai. Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem a face noi cu Tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși din omul acesta. Și Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân, ca un stăpân, chiar și duhurile necurate și ele. Și ele? Amin. Vă puteți întoarce în stânga și în dreapta și vă salutați? Hai. Ia, știu că v-ați mai salutat, dar e binecuvântat pe tine, te salut. Și ocupăm locurile în prezența Domnului. O să-mi pui, te rog, mulțumim Vasile și echipei pentru timpul acesta glorios. Așa cum spuneam, am o onoare să stau astăzi în fața voastră și mă gândeam, sunt acolo pe scaun, cine sunt eu să vin să... Dar îi mulțumesc Domnului pentru că știu că și umărul pe care îl pun în dimineața asta la carul Evangheliei poate să coste, să conteze pentru cineva ceva. Vă salut pe toți, fii ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, fii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Când pastorul Remus mi-a zis să vorbesc ceva despre autoritatea în lumea spirituală, m-a luat așa un pic, pentru că, vă spun sincer, ăsta e un subiect foarte vast, foarte larg, ba chiar controversat,
ba chiar controversat. Și o să încerc să marea cu degetul în dimineața asta. Știi de ce? Pentru că mi-am dat seama că în ultima vreme cel mai mult am fost atacat din perspectiva asta. Pentru că mi-am permis sau îmi permit să spun copiilor lui Dumnezeu, fiilor, fiicelor lui Dumnezeu, despre identitatea pe care o au, despre ceea ce sunt ei, despre ceea ce pot ei, despre ceea ce a spus Domnul că putem. Vă spun sincer, cel mai mult am ales în ultima vreme și citeam într-o carte despre un pastor american că a zis 18 ani, mi-a fost greu, zice, că o trebuie să țin cont de părerea tuturor. Dar după 18 ani, zice, m-a eliberat Domnul de părerea tuturor și a zis, importantă e părerea Domnului. Și am ales să cred ce spune Dumnezeu. Și știu că lucrurile pot fi interpretabile, și dar am ales să cred ce zice Dumnezeu despre mine, despre noi. Și de aceea astăzi, haideți să vorbim puțin despre autoritatea spirituală. Înainte să vă spun asta, nu știu de ce tot îmi vine în minte o întâmplare, nu de mult o citeam într-o carte despre un om de la țară, mai sărac fiind, avea și un măgăruș mai bătrân. Și undeva aproape de casa lui era o fântână care se case, dar era destul de adâncă. Și măgărușul lui într-o zi, poc, a căzut acolo. S-au chinuit ei, au chemat vecinii să scoată, cum să-l scoată. Măgărușul e măgăruș, nu are de ce să țină de funie, știți cum e. Și într-un final, ce-a zis gazda? Mă, zice, și așa era bătrân. Fântâna asta, decât să mai pricinuiască la altcineva pagube, aia ce face? Hai să aducem pământ și o îngropăm. Și în timp ce aruncau cu pământ pe măgăruș acolo, el tot la un moment dat, ce s-a gândit el? Să scutura, pământul cădea, să scutura, pământul cădea, să scutura, pământul cădea. Mai sări de vreo câteva ori. Și-o dat seama că începe să urce. Și ăștia ce-au zis, bă, hai să mai aducem pământ. Și-au adus, și-au adus, că nu mai fost aproape sus, l-au luat și l-au scos afară. Și morala știi care e, unii tot aruncă cu pământ pe tine, scutură-te, că asta te promovează. Acum nu-i fiu măgărușul ăla, dar mi-a dat Domnul multă înțelepciune și pricepere, cu cât aruncă oamenii, mulțumesc. Vorba pastorului Țon, l-am invitat așa de mult și îl iubesc. A zis, cu cât aruncați mai mult în mine, cu atât faceți corona mea să strălucească mai mult. Ok, autoritatea în lumea spirituală. Văd că n-ai schimbat nimic, înseamnă că merge și pe negru, așa-i? Bun, haideți. M-a surprins, M-a surprins versetul 21 aici. Toți au rămas înmărmuriți. Deci era într-o sinagogă. Toți au rămas înmărmuriți. Piu! Când au văzut că Iisus Hristos se comportă ca un stăpân, a? Duhurile necurate îl ascultă, îi se supun. Ce e asta, zice, o învățătură nouă? Despre asta vreau să vorbesc astăzi. O învățătură nouă? E ceva nou? Probabil pentru ei a fost atunci. Dar cred că pentru noi n-ar mai trebui să fie o învățătură nouă. Pentru că deja avem Scripturile, știm cine a fost Iisus, știm ce putere a avut, știm ce Duh l-a călăuzit, l-a însuflețit, știm ce a trimis peste noi. Dar din când în când e bine să mai reamintim ceva. Și vreau să vă spun că în ultima vreme chiar am vorbit despre asta și mi-am dat seama că oamenii chiar nu erau în temă cu asta. Și m-am gândit aseară, în timp ce stăteam cu distins și pastor la masă, mulțumesc pastorului Emil pentru multele frumoase cuvinte care ni le-au spus aseară, și m-am gândit la un lucru. Multe lucruri, chiar dacă sunt probabil pentru noi importante, le știm, să știți că pentru alții nu sunt
importante și poate că nici nu le știu. Și de aceea e bine și Pavel zice, mie nu mi-e greu să vă repet, vouă vă este de folos. Și acum trebuie să fim sinceri, de câte ori trebuie să ne repete nouă cineva un lucru ca să-l ținem minte și nu numai atât, să-l și punem în practică. Da? De câte ori? Nu v-ați gândit vreodată? Bă, de câte ori a zis pastorul Vasile sau pastorul Oniță, de câte ori a zis un lucru? Dau un exemplu, să ne cerem de iertare unii la alții. De câte ori ni l-a zis? Ca într-adevăr să-l ținem minte și apoi și să merg să-mi cer iertare soției sau copilului pe care l-am jignit sau l-am nedreptățit. V-am prins la colț acum, știu. Dar aș vrea în această dimineață să înțelegem că toți, ca și copiii lui Dumnezeu, am fost înzestrați cu ceva, avem ceva. Multă vreme m-am chinuit să înțeleg de ce unii creștini spun Iisus a fost mult mai special ca noi. Da, cred asta. Fiul lui Dumnezeu n-are egal, e ok. Dar de ce spune de Pavel că a fost mult mai special? De ce spune de Petru? De ce spune de părinții bisericești? De ce spune de un anume, nu știu, păstor de prin Africa, de unul de nu știu unde de prin America, de unul de... De ce? Păi același Duhul Sfânt care l-a avut Iisus, l-am și eu. Sau mi-l-o dat cu puține grame mai prejos? Sau faptul că cineva e dintr-o clasă socială sau dintr-o rasă, nu știu care, mai specială, e mai special decât mine? Nu. Cred că în dimineața asta e bine să facem ceva, cum zicem noi, la telefoane sau la calculare, update-uri. Amin? Suntem gata? Nu vă puneți filtru, că mi-am întâlnit să dat aminte, era un pastor, a predicat la Rugul Aprins, la Rugul Aprins la Pănoară și primul lucru care a zis, mă, știți ce vă rog, nu vă puneți filtre acum. Că noi cam așa, când ne auzim ceva, imediat filtrul ăsta, ciu, 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 și atunci nu mai trece mai nimic. Dar, de obicei, filtrul religios îl punem primul. Ok, deci Iisus dă o învățătură, sau cel puțin așa au înțeles oamenii. Vine o învățătură nouă. La noi, la români, când e ceva nou, avem impresia că e și rău. Și încă un lucru vă mai spun, că asta m-am lovit de el de ani de zile. Dacă nu înțeleg un lucru, sigur e erezie. Dacă